Bună ziua! Eu, în primul rând, vreau să-mi exprim recunoștința față de verticalitatea doamnei primar. Desînțeleg să exprim mulțumiri din partea primăriei Chișinău și orășenilor domnului prim-ministru. Cred că pe data de 3 iunie, când erau deja 3 zile, gunoiul nu se evacua și, practic, nimeni nu își pierduse toți încrederea în primăria municipiului Chișinău, am venit să solicităm ajutor de la guvern și atunci, cu toate că legislația nu prevede ca fiind o atribuție a guvernului problema în managementul deșeurilor menajere, guvernul s-a implicat în această procedură și ne-a acordat ajutorul necesar. Vreau încă câteva momente să răspund și eu la penultima întrebare care ați oferit-o doamnei primar. Deci, eu cred că Republica Moldova nu este o localitate unde a fost o asemenea abordare. Deci, însăși, consilierii primarul au examinat două variante. Ce se va întâmpla dacă gunoiște acest poligon rămâne în stare actuală conservată și tot impactul care poate fi și ce se va întâmpla dacă totuși se redeschide. Și au ajuns la concluzia că tot și în cazul redeschiderii cu condiția îndeplinirea celor condiții instalării stației de epurare și filtrare a levigatului, consolidării barajului și îndeplinirea altor lucrări, comuna va avea numai de câștigat. Eu vreau să vă asigur pe dumneavoastră și pe toți locuitorii, în primul rând a comunii Țânțăreni, că toate acele obligațiuni care primăria municipiului Chișinău și le-a asumat astăzi față de locuitori vor fi îndeplinite. Deja astăzi și ieri au fost la fața locului serviciile noastre și au început îndeplinirea tuturor acelor măsuri prevăzute. Am spus-o la adunarea satului și o spus și acum. Noi ne cerem scuze de la locuitorii comunii Țânțăreni. Parcursul aproape 30 de ani nu s-a întreprins nimic, cu mici excepții. Însă, acum noi vom întoarce toate datoriile față de comună și în așa condiții noi am evitat acel colaps a deșeurilor menajere care îl vedeți la Lvov, în alte localități în ultima perioadă, am evitat acest lucru în Chișinău. Cam asta, adică noi ne vom îndeplini toate obligațiunile pe care le-am asumat față de comună. Premierul Poftim? Deci eu nu sunt persoana care trebuie să indic la tare sau tare, sunt organele abilitate, este Procuratura Generală care va face lumină în acest caz, dar eu în numele autorităților din anii 90-2000, repet, trebuie să-mi cer scuze de la locuitori că totuși nu s-a avut grijă de această localitate, nu s-a exploatat în tocmai în condiții conforme poligonul de la Țânțăreni și poligonul din strada Auzinilor 205, de asemenea fiind deschis, nu a fost exploatat conform tuturor regulamentelor de mediu. Deci toate promisiunile asumate vor fi îndeplinite. Deci deja ați văzut, Consiliul Municipal a votat atribuirea banilor pentru procurarea stației de epurare, atribuirea banilor pentru proiectarea consolidării și lucrărilor de consolidare a digului, a votat pentru stația de epurare și stația de epurare este pe ultima sută de metri de a fi procurată, adică s-au finalizat procedurile de achiziții de la poligonul din strada Auzinilor 205. După finalizarea lucrărilor la poligonul din strada Auzinilor 205, se va face proiectul pentru recultivarea acestui teren. Va fi instalată stația de epurare și cred că acolo va fi conservat. Aici vom exploata conform condițiilor corespunzătoare. De asemenea, avem preproiectul cu BERT și BI de reabilitare complexă a poligonului de la Țânțăreni. Da. Deci, pare să, deci, văzut procurorii, aproximativ două săptămâni în urmă, venind solicitând acte referitor la
poligonul din strada Auzinilor 205. Okay. Totul ce se referă autorizației de funcționare, de decizii Consiliului de atribuire a terenului, avizele de, care sunt necesare pentru asemenea genuri de activitate, etc. Eu, iarăși, nu pun de nicio responsabilitate. Eu am participat la mai multe dezbatere privind acestei probleme, dar eu nu am fost responsabil de această problemă. Este începând cu 31 mai 2017, am început să mă ocup nemijlocit, chiar în măsura de care lăsând baltă unele alte activități care țin de competența mea. Deci Procuratura Generală. Ce se întâmplă cu Procuratura Generală? Dar numai ce am spus. Este procurată stația de epurare care va fi instalată pe parcurs, deci va fi adusă în Republică, pentru că noi nu producem asemenea stații de epurare, va fi adusă și după ce va fi adusă, parcurs de 30 de zile va fi instalată. Între timp se va comanda, pentru că trebuie să facem procedura de licitație, pentru proiectarea lucrărilor de conservare a ambelor gunoiești, că acolo este poligonul pentru deșeuri menajere și poligonul pentru materiale de construcție, muntele cel mai mare pentru materiale de construcție. Și va fi făcut executate lucrările de conservare și vor fi executate lucrările de conservare, vor fi plantate țarburi, arbuși, cum va prevedea proiectul, însă stația de epurare va fi exploatată până în momentul când livigatul va fi epuizat. Mai am ordinat asta? Da. Mulțumesc.